Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Adrian Mutu a semnat cu FCU Craiova, echipa finanțată de Adrian Mititelu. Însă fanii, cititorii Gazetei Sporturilor nu-i dau mari șanse lui Adrian Mutu. 50% dintre cititorii care au participat la un sondaj efectuat de Gazeta Sporturilor susțin că Mutu nu va rămâne decât câteva etape la Craiova, după care va fi demis. Însă, în momentul ăsta, Mutu vine și are speranțe mari în acest post de antrenor de senior. Practic, un post inedit pentru Adrian Mutu, care până acum a fost selecționerul Under-21, a mai avut niște experiențe în zona golfului, la nivel de tineret, a mai avut o experiență nefericită la voluntari. Discutăm despre această numire de la Craiova în această dimineață, o să discutăm și despre ce transferuri mai pregătește George Becali, pentru că vrea un fundaș central din Liga 1 de la Șepși, echipă care s-a calificat în Europa după ce a învins-o pe Viitorul în barajul de accedere pentru ultimul loc în Conference League. De asemenea, discutăm în această dimineață despre căutările CFR-ului. A găsit sau nu CFR un antrenor și cine ar putea fi acest antrenor nou care îi va succeda lui Edi Iordănescu. Discutăm tot în această dimineață și despre alte planuri din Liga 1, ce se mai întâmplă pe la Dinamo, ce se mai întâmplă și în Liga 2, pentru că CSEA Steaua a promovat în Liga 2 după barajul cu Afumați. Însă, în special, în mod special, și discutăm în această dimineață despre experiențele lui Florin Motroc în zona golfului. Florin Motroc întors din zona golfului după un sezon în care și-a dus echipa East Rifa pe locul 2 în campionat, după un loc 5 în sezonul trecut și după o perioadă în care această echipă n-a prea contat în fotbalul din Bahrain. Acum East Rifa este pe locul 2, dusă de Florin Motroc, care a și pierdut o finală de cupă. Florin Motroc vine în această dimineață la GSP Live și mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație și frumoasă revedere! Să spui tu sticla jos, că am uitat să-ți spun de ea. Da. Să nu-i facem reclamă. Am înțeles. Ce să spun, mă bucur mult că ne revedem după un an și ceva de la ultima noastră întâlnire. Exact. Da, n-a fost totuși, a fost în vara trecută, cred. Da? Un an. Vara trecută, când înainte să plec în Kuwait. Da. Era după, chiar în plină pandemie. Da, chiar vorbeam atunci că sunt mari probleme și în a mă reîntoarce în golf, pentru că deja aveam o pauză de un an. Vorbeam și comentam legat de ceea ce se întâmplă cu mine în România, în țară, și a fost așa un an stat acasă în care am gustul ăla mar pe care deja l-aveam în gură s-a accentuat. Faptul că nu erai căutat, da, sunt două titluri de campion în țările arabe. Niște performanțe, da. Și în condiții destul de grele, apropo și de acest loc 2, care vicecampion, practic într-o țară unde eu sunt campion, am luat un titlu în 2014 cu cealaltă echipă rivală lui East Rifa, Rifau, cei care sunt campioni în anul acesta. Deci, din punctul ăsta de vedere, am fost tare dezamăgit. Iar acest loc 2 pe care l-am obținut acum cu această echipă vine după o perioadă de secetă pentru această echipă, cu o conducere nouă, doi oameni tineri care vin din familia regală. Tatăl președintelui meu este comandantul armatei din Bahrain. Este văr cu regele Bahrainului. E un fel de CSEA Steaua echipa ta? Nu are nicio legătură cu armata. Okay. Acolo armata are un rol foarte important. Sunt foarte mulți și jucători care sunt angajați. Chiar și președintele meu, băiatul comandantului armatei, este angajat tot în armată și în trupe speciale. Are și un fizic impozant. I-a plăcut foarte mult. Ei s-au interesat de mine la Rifa. Și eu am plecat anul trecut în Kuwait, o aventură foarte interesantă. Am avut oferte din golf, dar nu a fost ceva care să mă miște din loc. Și de câte ori apărea exact pasul de a mă urca în avion să plec. Chiar mi-aduc aminte, ultima dată a fost în Iordania. Aveam șansa să plec să iau campioana Iordaniei, Faisali, fosta campioană, ca cum e Wahdatu. S-a blocat totul exact înainte de Supercupa Iordaniei și n-am mai putut să plec. Da. Aveam bilete, aveam tot. S-a declarat lockdown și n-am mai putut să plec. Și am pierdut șansa de a juca o Supercupă. A câștigat un tunisian prin golul Lucas Ghichievici, polonezul care a fost Steaua. Dar el a dat golul ultimul minut, în ultimul penalti. Ok. Jucător pe care pe care l-am adus la mine și eu, da. Acum l-ai adus? De ce l-ai adus? Înțeleg că totul l-ai propus la FCSB atunci. Da.
l-am propus pentru că îl cunoșteam foarte bine. Așa. Și spun ceva, deci am fost tare așa nebun. Pentru că am vrut să mă convinc că nu sunt pârnaie, să nu mă iertați de expresie de antrenor. Că deci am puțin, ca să deci am vrut să vreau să demonstrez că au greșit. Tu l-ai propus la FCSB. Da, pentru că îl cunoscusem în golf. Și i-ai spus da, m-a întrebat la, la un moment dat. El, da, da, la schiz. Și m-a întrebat dacă am vreo variantă de atacant, că avea probleme mari cu Hora și noi erau accidentați. Așa. Erau. Și am zis, am un atacant care e mai pregătit decât toți. E acasă, a fost golgeter în Iordania, a jucat finala Cupei Asiei cu Faisal, campion, în fine, multe trofee. Și a jucat în Polonia, puteți să-i vedeți CV-ul. Așa, tu l-ai propus? Și l-am propus, dar numai că l-a nimerit într-o conjunctură groaznică atunci. Cu mulți accidentați la Steaua, a nimerit cu acei copii pe care i-a dus după la junior și după la echipa a doua. Deoarece au fost ciuca bătăilor. Iar eu i-am explicat atunci domnului Becali că nu e Messi să ia el mingea să dribleze. El e un jucător de grup care se pune în slujba echipei. Și are nevoie de niște jucători să-i aducă mingile în față, unde acolo nu mai ratează. Da. E, din păcate a nimerit într-un moment groaznic. Ulterior s-a ajuns la despărțire. Da, și o despărțire a fost cu scandal pentru că... Și cu scandal și cu tam-tam. Am fost acuzat și eu la un moment dat prin... terțe persoane am aflat că am fost acuzat că, nu știu, l-am păcălit, că i-am păcălit prin recomandarea respectivă. N-am păcălit pe nimeni. Eu știam că e un jucător foarte bun. Dar, în fine, în fotbal, țin minte, a fost un mare jucător, un mare atacant pe care l-a transferat Milan. La un moment dat era golgeter în perioada când eram mai tineri, așa. Și n-a dat niciun gol la, mai știu, Lentini. Da, dar vezi că Lentini a avut un accident foarte grav. Da, nu mai știu. La Milan. Da. Ei, da, dar vreau Lentini, să spun că sunt cazuri și cazuri. De asta spun că în fine. Deci ți s-a transmis prin intermediar că l-ai fi am aflat că... după aia dacă ar fi supărat domnul Becali pe mine, dacă... Plus că eu am abusesem o discuție cu cineva de la FCSB, nu vreau să mai dau nume, și jucătorul când a venit, i-am spus să accepți orice condiție. Dacă e de prob o lună, două, stai o lună, două, că știam cam cum e treaba acolo. Da. Îți vor plăti un salariu și pleci. Deci, din start l-am pus în temă legat de treaba asta. Adică e posibil să... Cineva de acolo mi-a spus, domnule, noi suntem club serios, noi nu dăm afară pe nimeni. Cel puțin 6 luni, el e garantat că va sta cu noi. După aia vom vedea. Da. E, nu s-a întâmplat. Și de acolo au ieșit problemele astea. El e un jucător cu personalitate, are 30 ceva de ani. E un copil, un jucător cu niște trofee câștigate. Deci, eu am încercat să le explic oamenilor. Ulterior am vrut din nou... Să cădem la o înțelegere, pentru că jucătorul știa că eu pot să vorbesc cu cineva de acolo. El a plecat în Polonia, după care s-a întors la Faisal în Iordania, unde a mai jucat câteva meciuri, a câștigat și cupa despre care îți vorbeam mai devreme. S-a întârziat că el trebuia să joace în Cupa Asiei. Și nu au vrut să-i dea cei de la FCSB cartea verde. Da. Era dispus la un moment dat a făcut o acțiune împotriva celor de la FCSB, la FIFA. Cred că da. Nici nu știu că nu m-a interesat. Și el era dispus să renunțe. Unde putea să le ia, din ce am înțeles, le-a și luat. Sau urmează să ia toți banii pe tot contractul. Da. Eu nu știu. Eu n-am luat de la el nici măcar o cafea. Așa. E, și... Ce, s-a pus și problema asta? Adică nu știu ce... Oamenii sunt răi. Oamenii sunt răi. Nu, probabil, nu știu. Okay. Eu n-am avut nicio treabă. Bun, și tu ai vrut să-ți dovedești că... Nu, am vrut să dovedesc la cineva de aici că nu e un jucător rău. Și că nu... Că s-au păcălit. Așa. Și l-am luat la mine. Păi vreau să spun că are 6 sau 7 goluri și mai are încă vreo 6-7 asisturi. Mi-a făcut pe celălalt atacant, am jucat 4-4-2, mi l-a făcut golgeter. E al doilea jucător în top scorerii din Bahrain, ca număr de goluri. Un jucător care a avut un rol important în această ascensiune a echipei. În fine, nu vreau să vorbesc despre caracterul lui, că e un jucător cu mare personalitate, un jucător care are o gură, puține probleme, dar vorbea gura fără el. Eu am încercat să-i dau niște sfaturi și n-a înțeles. Ca dovadă că de la vreo 5-6 oferte pe care le avea acolo, a ajuns acum să fie acasă și să aștepte. Okay. Pentru că eu am încercat să explic, în zona golfului oamenii vorbesc despre tine, atât ca și antrenor, cât și ca jucător. Da. Și dacă creezi probleme, te cerți, te țigănești, nu rezolvi nimic. Dar ce a făcut? Poți să ne spui? Comentarii. Într-adevăr, eu l-am sacrificat pentru că am un vârf de național a Bahrainului, Romahi, care a și dat gol două meciuri în urmă. Au jucat cu Ucraina. Așa. În fine, au făcut 1-1. El la un moment dat
în anumite meciuri merge să joci cu atacanții fără să mai vină lângă echipă în faza de apărare. Așa. Și stătea pe două linii în 8 jucători. Mm-hmm. Mi-am jucat 4-4-2. Dar sunt situații în care unul din vârfuri, sau că nu chiar amândoi, alternativ, trebuie să coboare să blocheze zona de mijloc, să închidă mijlocul. Că au superioritate de multe echipe. Sunt prin 3 contra 2 în zona de mijloc, în fine. Hei, Romahie, da, nu prea cobora. Și atunci am spus lui Lucas, Lucas, te rog mult de tot, coboară mai mult la mijloc, pentru că vor veni meciurile grele, unde am nevoie de unul din voi la mijloc. Uh-huh. Și dacă nu vii, te voi sacrifica pe tine, că stai jucător de echipă națională aici și mi-i pupă toți în cap. Așa. Pentru că asta e viața în fotbal și dădea goluri. Strategică. Da. E, a venit, într-adevăr, după ce a început fulminant campionatul cu vreo 6 goluri de astea care tocmai spuneam, datorită acestui aspect tactic pe care l-am impus și la un moment dat l-am rugat să înțeleagă că trebuie să se sacrifice pentru echipă, încercând să-l fac și pe celălalt atacant să-l ajute, dar îl ajuta dar mai așa, cu jumătăți de măsură. El a început mai mult să dea pase, să devină un mijlocaș în spatele vârfului, ceea ce nu era postul lui. Și la un moment dat și pe Instat apăreau în 4-4-2, cum eram eu pe hârtie, apărea un 4-2-3-1 cu el în spatele vârfului. Okay. Și mi-a reproșat de câteva ori că el aleargă pentru celălalt atacant. Avea dreptate băiatul, avea dreptate, dar eu nu puteam să-i dau dreptate, că în condițiile în care dădeam dreptate, cădeam rău. Aha. Și el a înțeles că nu e un băiat prost. Așa. Acum, la sfârșit, între timp, după ce a avut acel început foarte bun, am început să-l sune unii și alții. Și am încercat să explic. Eu te-am adus aici, nu discuta cu nimeni fără să știe ce-i din club. Sau așteaptă să termine contractul. Aha, ok. Păi a început în iarnă. Ok, deci nu era în acolo au început oamenii să comenteze. Și el spunea că cei de la mine de la club ne-au făcut o ofertă ca lumea, că nu sunt corect cu el. Nu, s-au plătit toate salariile la zi. Uh-huh. La zi, deci i-am spus, vezi că e singurul club din zona asta unde dacă ai 5 lei, 5 lei ți iei mâine. Deci așa cum s-au promis. Poate și modul în care a plecat de la FCSB, totuși tot din cauza caracterului. Nu, s-a judecat cu mulți. Da. S-a judecat cu cei din Arabia Saudită de la Hajer, s-a judecat cu cei din Arabia Saudită de la Batten, tot așa. A jucat câte 4-5 meciuri. Da, eu am spus, în afară de faptul că te-am luat de acasă și te-am recomandat la FCSB și ai venit într-o direct așa în focul luptei, pe cuvântul meu e un lucru fantastic. Tu nu înțelegi ce s-a întâmplat și nu realizezi. Uh-huh. Zic, acum a fost o ambiție a mea de a arăta unor oameni că tu nu ești un jucător prost. Deci dacă nici de data asta nu înțelegi ajutorul pe care ți-l-am dat între ghilimele și pe care tu mai departe trebuie să-l susții și să-l confirmi, nu mai am ce să-ți fac eu ție, că nu poți să te ajut mai departe. Ceea ce se adevărește și de 2-3 zile mă zăbăgește cu mesaje că să-l ajut să-l recomand în alte părți. Nu-l mai recomand pe undeva? Nu-l mai recomand pentru că, din punctul ăsta de vedere, i-am explicat că are probleme mari de comunicare și că gura bate fundul. Și de multe ori, dacă nu știi să ții gura, ai probleme. Tale, am eu niște chestii, O să le arătăm oamenilor acum. Mi-a plăcut de la domnul Dinu. Cu proverbe. Am luat lucrurile astea, sunt trăite, sunt lucruri pe care se potrivesc. Hai să le arătăm oamenilor, pentru că am extras niște momente de pe un canal de YouTube al celor din Bahrain. Da, este realizează niște reportaje foarte, foarte tari și filmate foarte profesioniști. Bine. Exact. Iar tu ești practic surprins în mai multe ipostaze, ca să le explicăm oamenilor, la un meci câștigat de tine cu 3-0, de echipa ta cu 3-0. Da. Ești întrebat de un reporter înainte și după meci. Și după meci despre meci, dar înainte de meci și antrenorul echipei adverse pe care tu aveai să o luat interviuri la amândoi antrenori. Exact. Hai să vedem bucățile astea de interviu și apoi ne întoarcem, pentru că sunt foarte amuzante. Very good. If they have chance to win, no problem. Who is the best? Who will be the best will win? Don't worry about. No problem. 2-1 for us. 2-1 for you. Yeah. You like 1-0? No, I don't like 1-0. I don't like 1-0. I like to take 3 points. Counter-attack and block. They play counter-attack and block. Today who play counter-attack. Who say to you I play counter-attack and block? Coach, who see like this? I don't play counter-attack. You see, I told you before the game, you say 1-0. It's not 1-0, it was 3-0. And can be more. You answered what Coach Amir said, that he will win you today. No, I don't answer to nobody. I have one word. In Romania we have one word. The dog who bark, no bite. Oof. So better to don't. But you bite him now. Yes, because we didn't bark. We didn't make ho ho ho.
Da. We didn't bark, we didn't make how. Da. Simpatic. Da, bun reporterul, a băgat bățul prin gard exact cum trebuie. Nu, tot timpul m-a provocat de la început, dar a spus cu mine nu poți să mă păcălești că am experiență. Nu te-a păcălit, dar uite că da. Ce a făcut. Dar tot timpul ei provocau și căutau scandaluri sau subiecte de scandal. Și eu la un moment dat le-am spus că nu mai dau nicio declarație pentru că au vrut să creeze un conflict între mine și celălalt atacant bahrainian. Ok. Romahi. Și așa. Atunci am spus, de momentul ăsta, eu nu vă mai dau nicio declarație pentru că nu spuneți adevărul. Asta după momentul, corect, după ce ai vorbit aici. După treaba asta, era undeva după acele înfrângeri, când apar problemele. Da. În fine. Iar la meciul ăsta, da, eu eram pe primul loc aici. Am stat vreo 10 etape pe primul loc. Serios? Da, eu n-am coborât sub locul 3, tot campionatul. Deci am avut un parcurs extraordinar. Am cel mai bun atac din Bahrain, peste campion. Okay. Și mă comentau de aia și acest băiat. Că îmi spune cu 1-0. Da, că ba numai cu 1-0 și că mă închid. Și i-am spus, domnule, eu nu mă închid, zic, eu joc normal, că îmi spunea că îmi place contraatacul. Zic, nu-mi place contraatacul, e o diferență mare între a juca pe contraatac și a fi foarte rapid în tranzițiile astea, cum vorbim noi acum, trecele din atac în apărare. Da. Și a zis, aici este secretul, zic, mă organizez foarte bine și foarte repede pe aceste faze de atac, când prin spații. Da. Și am și niște jucători, doi brazilieni, foarte buni pe benzi, care au calitate, și... da. Pe Elton l-am pierdut în iarnă, că da, îi plăcea foarte mult viața de seară. Acolo, și, în Bahrain? Da, da, da. De liber, sau? E liber ca în Emirate. Ok. Tot ce vrei. Și îi plăcea viața? Și îi plăcea viața, îi plăcea și berea, era și puțin durduliu și am atras atenția o lună. Eu am prins 4 etape din campionatul trecut, în moment în care am putut să-mi formez o idee de lot. Așa. Și atunci am atras atenția lui, dacă avea vreo 4 sau 5 kg în plus și am spus, dacă nu slăbești, n-o să joci la mine. Plus că dacă nu faci faza de apărare, că lui îi plăcea să stea numai în atac și mai venea înapoi. La mine trebuie să alerge. Și în primele săptămâni mărea. După care nu, a slăbit, a ajuns la greutatea optimă. În momentul când a semnat pentru următorul sezon, a început iară cu probleme. Stătea accidentat, antrenamente trăgea, dar nu trăgea. Și am atrat atenția de 2 ori. După aia l-am pus în tribună, l-au întrebat și pe el. Așa. El a avut multe probleme cu antrenorii dinaintea mea, tot pe tema asta. El se considera titular de drept. Numai că aveam un jucător care a jucat foarte bine în locul lui. Și am spus, la mine nu contează cine ești și ce fel de jucător ești dacă nu respecti niște chestii, că îmi pun toată echipa în cap. Uh-huh. În fine... În iarnă, după un meci, am pierdut, nu mai știu, cred că cu Muharak sau cu Had, la 4-3 ăla, mi-a jucat foarte slab. Și s-a cerut și afară la un moment dat, a zis că are, o simte ceva. În fine, în iarnă am spus președintelui că nu mai am nevoie de el. Și ăștia m-au întrebat, cum tu, că e unul cel mai bun atacant? Și nu, zic, o să vedeți că și fără el termin tot pe locul 2 sau în primele 3. Și am renunțat. În fine, întorcându-mă la băieții ăștia, da, sunt simpatici. Aici ți-am zis. Da, au reușit, te-au scos un pic din... Da, dar mai sunt unele. Mă întreabă, la un moment dat am adus un iordanian și mă întrebau de ce am adus un iordanian și n-am mai adus un atacant. Păi zic, n-am atacant sau un fundaș central. Da, da. Și am spus, doamne, eu am luat un titlu cu Rifa, cu cea mai tânără apărare din Bahrain, cel mai tânăr cuplu de fundaș central. Unul avea 20 de ani și unul 21. Și pe amândoi am dus în echipa națională. Zic, voi nu înțelegeți ceva. Eu când eram la Rifa, am dat 8 jucători echipei naționale a Bahrainului, așa, din echipa mea. Da. Iar acum Rifa-ul are cumpărați 9 jucători de echipă națională. E o mare diferență. Între a cumpăra aproape o echipă și am spus la un moment dat, ei s-au supărat, dacă mai e un interviu în care am spus că am jucat, practic, m-a bătut echipa națională a Bahrainului, de ce să fiu supărat? Că titlul de campion l-a luat una din cele mai bune echipe, echipa națională a Bahrainului. Și cei de la Rifa s-au cam supărat după declarația mea, dar am spus că le recunosc meritele, nu e ușor să faci o echipă din 9 titulari din echipa națională. L-am felicitat și pe acela antrenor, care ulterior și el a declarat niște lucruri frumoase, pentru că ne-am întâlnit în semifinală. Și în semifinală, unde am pierdut cu 2-1 contra lor, mi-am dat și autogol, a fost un meci cu cântec, el a declarat că Izrifau este cea mai periculoasă și cea mai grea echipă din campionat contra care ei au jucat. Cel mai puternic adversar. Ce buget ai, Nara? Ce buget are clubul? Aproximativ așa, dacă ar fi să estimezi. Nu știu, nu cred că s-ar de 600-700 de mii de dolari. Atât, da? Da. Serios?
Nu, no, păi da, jucătorii mei profesioniști undeva... nu depășesc 5-6.000. Cred că Lucas avea cel mai mare contract, da? Undeva pe la 6.000, dacă nu mă înșel. I-am și spus că nu pot să-i dau bani. El a venit pentru mine și am apreciat gestul lui. Uh-huh. I-am spus că nu pot să-l plătesc, pot să-ți dau șansa să te întorci în golf și ai șansa să joci cu mine. I-am spus, nu te scot decât dacă ești cop sau eu știu ce se întâmplă cu tine. Uh-huh. Deci, din punct de vedere, ce mai vrei? Ai cea mai mare încredere din partea unui antrenor. Dacă într-adevăr ești, nu se poate și ridici mâna și spui, da, scoate-mă că nu-mi revin, zic, poate nici atunci nu te scot. A început să râdă în prima fază. E, din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, am avut, brazilienii nu depășesc 4.000 și jucători foarte buni. Am mai adus un brazilian din Malta pe care eu l-am avut în Arabia Saudită, tot așa, cu vreo 4.500 de dolari. L-am recomandat și în România, nu l-a vrut nimeni. Nu? Bun? Nu, foarte bun, o extremă. Unde l-ai recomandat în România? E, câteva echipe, nu mai dau. Nu, la Rapid, nu, că acolo era Florin Manea și nu aveam loc. Nu, glumesc, nu. El avea jucătorii lui, nu, glumesc. Așa. În altă parte, nu mai știu, dar... Știu, dar nu are rost, da, să spun. Și nu... Nu, au considerat că ei au alte opțiuni. Poate nu era așa de bun. Nu vreau să spun mai mult. Oricum, atunci când îți vin jucători atât de ieftini, eu zic să te uiți mai atent. Apropo de ce a făcut, cum îl cheamă, la Botoșani. Iftime? Nu, antrenor, Croitor. Cu jucători din ăștia... puși pe linie moartă. Așa. Și... aduci la viață. Dar atâta timp cât un jucător are calitate, mă întorc. Și sunt fel și fel de motive pentru care poate el a ieșit din circuitul ăla. Dacă ai simțul ăsta și mirosul și ai informațiile respective, mm-hmm, în a vedea exact ce s-a întâmplat cu el și mai ales care are calitate, de ce? Acum ține și am venit la echipa asta și în Kuwait. Păi, ce să-ți povestesc, după două săptămâni în Kuwait jucătorii plângeau când am plecat. Serios? Pe cuvântul meu, domnule, și acum am primit telefoane de la cei din conducere să mă întorc. Deci, nu știu ce antrenor face jucătorii să plângă după două săptămâni. Poate că erai, îi lăsai... Nu, am fost foarte direct cu ei și foarte tranșant de la început. Stilul de a lucra, în fine... Na. Oricum mă uitam, pentru citit... România nu sunt bun, că n-am experiență. Am citit în, mă rog, cu Google Translate, evident că nu știu arabă, dar ți-am identificat numele în limba arabă și am căutat articole și sunt câteva articole în ultimele săptămâni în care echipa ta e lăudat și tu sunteți lăudați pentru sezonul ăsta. Adică pot să certific chestia asta. Nu sunt știu, editorialiști din Bahrain care scriu chiar foarte frumos, am văzut, poate prea frumos. Ai niște ziariști prieteni acolo? Nu cunosc până de asta, spun că și cei de la canalul ăsta la început, bine, ei mă știu, ei erau mici când eu am luat titlul cu Rifa, dar ți-am spus, a fost o surpriză că m-am întors în Bahrain, iar Izrifau, prin venirea celor doi conducători, ți-am spus, tineri, deci președintele meu are 32 de ani, iar vicepreședintele 28, dar sunt doi oameni foarte deschiși și foarte stricți și faptul că mi-au dat această liniște și, apropo, după acele 4 meciuri, când începuseră bombardamentele, puțin așa, oamenii au venit și s-au pus în fața mea, ca un scut. Și lucrul ăsta te ajută, îți creează un alt statut când intri în vestiarul ăla. Nu comentează nimeni când ai sprijinul celor din conducere. Și asta le-am spus de la început, dacă mă aduceți aici, nu mă aduceți să mă puneți la zid dacă pierd un mes sau două, pentru că în condițiile astea mi-e imposibil să lucrez. Astea sunt trofeele. Vreau să zic ce tânăr era aici. Da, el este titlul din Curifad în 2014. Da, uite ce. Aici este după Supercupa cu Ilie Balaș, Dumnezeu să-l odihnească, în Oman. Și aici... Cu Vali, într-un meci pe Giulești. Și fizic frumos. Da. Ce avem, păr, nu? Ce plete. Da. Și asta este trofeul din Iordania. Da. Și aici sunt cu băiatul meu la Petra. Aici sunt cu Vlad la Petra, era și el mic. Nu vine să cred, cu 3 ani. El ce face acum? La Slatina. Da. A terminat cu cei de la Slatina. Un episod trist din punctul meu de vedere pentru el acolo. Dar de ce? Pentru că au fost multe lucruri pe care eu nu pot să mi le explic. L-a avut pe Todoran acolo? L-a prins, da, vreo o lună. Perioada de pregătire. Serios? Eu în iarnă puteam să-l iau pe Vlad de acolo. Erau niște variante. După ce a plecat Mihai Anovski, pentru că el a insistat mult pentru Vlad să vină acolo, uh-huh, a
am crezut că va juca. A jucat o perioadă cu Mihai. Într-adevăr, a făcut un meci slab la Viitorul Târgu Jiu, Pandurii Târgu Jiu, unde s-a pierdut cu 2-1. Am impresia că după ce acel meci, nu știu dacă n-a mai fost o etapă și pe Mihai l-au demis. Așa. Iar Vlad de la acel meci a plătit pentru acele greșeli din acel meci și pentru oarecum că era adus de Mihai, cred. Okay. Cred. Nu pot să vorbesc prea mult pentru că nu vreau să intru în polemică cu nimeni de acolo. Dar au fost niște lucruri destul de ciudate ce s-a întâmplat acolo. Adică pleacă Ianovski, după aia vine Tudoran, Vlad a avut o pregătire în Turcia, au făcut parcă pregătirea în iarnă. Eu i-am spus, tata, dacă vezi și simți că nu joci, e bine să pleci să joci. Deja ai 6 luni, ai jucat 5 sau 6 meciuri, 7 meciuri, dacă mai stai până la vară, nu e bine. Și el de-aia și plecat, el semnase cu Clinceni. Okay. Mi-l luase Ilie la Clinceni. Așa. Însă era destul de greu să joace la Clinceni, pentru că și lui Ilie e presiunea și eu știu faptul că este imputat de conducere să nu retrogradeze în primă fază. Mm-hmm. După aia a avut obiectivul de a prinde și play-off-ul sau i-a dus valul. Da. A marșat pe jucătorii cu experiență. Și Vlad era printre ei și avea șansa a treia, a patra. Au jucat la Liga a treia, dacă nu mă înșel, avea o echipă la Liga a treia. Și Vlad mi-a zis, da, aș vrea să joc. Decât să joc la Liga a treia, la prima ligă am șanse. Mi-a spus, ai răbdare, că nu se știe cum se face loc. Și eu n-am jucat în prima la Sportul Studențesc. Am așteptat până au căzut 1, 2, 3 și am jucat. Uh-huh. Dacă ai răbdare, o să joci. Dacă n-ai răbdare, va fi greu. Totuși ești în prima ligă. N-a vrut. Și atunci Ilie m-a înțeles. Și după o discuție cu el am găsit de comun acord că ar fi bine să joace și a apărut varianta cu Slatina. Din păcate a fost o alegere proastă pentru el, pentru că n-a mai jucat în iarnă. Tudoran după nici n-a apucat a făcut pregătirea, cred că au fost vreo 2 etape, a pierdut una sau a făcut meci egal și după care s-au despărțit cei de acolo de el, n-am înțeles de ce. În fine, numai că copilul meu a avut de suferit mult că n-a mai jucat. Ulterior s-a și accidentat, exact când a avut o șansă să prindă echipa, a făcut o întorsă la un antrenament și din momentul ăla n-a mai putut să joace. Au mai fost și alte mici probleme acolo, dar nu vreau să le comentez. Nu, n-are rost că aș râcăi în ceva și ar mirosi. Și n-are rost, nu. Nu vreau să comentez. Dar cert e că îmi pare rău pentru copil că n-a jucat. Și eu i-am explicat, tată, du-te undeva unde să joci. Chiar dacă e Liga 3, nu contează, du-te să joci. Echipe cu obiectiv și important e să ai meciuri în picioare. Acum să sperăm că el e liber de contract. Am terminat cu cei de la Slatina. Din păcate cei de acolo au retrogradat. Deci s-a dovedit că, eu știu, ce au gândit ei după ce, ok, l-au sacrificat pe copilul meu, că nu l-au mai băgat să joace, dar și ceea ce s-a întâmplat după a demonstrat că undeva e o problemă. Au dat 2 antrenori afară și tot nu a fost ok. Deci problema a fost în fine, undeva unde... Cum ți se pare că tu, cu un CV în care ai 2 titluri, nu primești ofertă din România sau nu e cineva care să zică, bă, uite, dau credit. Am avut o singură ofertă. 2 au fost. Iașu? Da. Am discutat și faptul că am cerut să mi se plătească salariul la timp și să plătească jucătorii la timp s-a considerat că am pretenții exagerate. Mm-hmm. A fost acea discuție cu domnul Begali, dar acolo iar a intervenit problema cu Rapidul și la un moment dat faptul că domnul Begali mi-a zis dacă sunt probleme cu cei cu suporterii, că atunci încă avea un grup de suporteri destul de mare, să te rog să renunți după o săptămână, două. Asta n-am știut, da, asta? Da, am avut o discuție. Și... Păi înseamnă că și cu Șumudică ar fi trebuit să fie la fel, dar uite că... Nu știu. Știi că... Și am spus, domnule, că n-are niciun rost să ne complicăm. Eu i-am mulțumit foarte mult că s-a gândit la mine, indiferent că s-a făcut mult mișto pe treaba unde ne-am întâlnit și unde am discutat, n-are nicio legătură că ne-am întâlnit la schid sau ne-am întâlnit în bar sau în discotecă sau nu știu unde pe stradă. Deci am văzut că se face foarte mult tam-tam pe treaba asta, că sunt antrenori. Uite, să vezi că se întâmplă chestia asta totuși și cu Tudoran. Am văzut, da. Și eu eram la schit de Sfinții Constantin și Elena. Venisem în țară, venisem acasă. Deci dacă mă întâlneam cu domnul Begali și mă punea pe mine, ce înseamnă? M-a luat că eram la slujbă, cum la... Nu, dânsul este un tip care spune ce are în gușe și în căpușe. Și de multe ori, câteodată nu e bine să spui tot așa, să fii atât de deschis. În fine. Până la urmă nu pot să înțeleg. Așa mai fost anul trecut în vară, înainte să plec în Cuveit, Metaloglobus. Am avut o discuție cu lumea, tot un om din zona arabă care m-a vrut. Da.
cu care am discutat. De acolo, da. Da, un om extraordinar, doctorul Imad. Și îl salut dacă cumva o să vadă sau ne aude sau vede emisiunea. E, acolo ei s-au cam, cum să spun așa, s-au gândit cam mult puțin. Eu le-am spus că mă tentează, mai ales că era un obiectiv destul de îndrăzneț, un grup foarte bun de jucători, cu maturitate și cu tinerețe, am stat de vorbă chiar cu jucătorii. Numai că până s-au hotărât ei, deja aveam oferta pe masă din Cuveit și aveam și o clauză când am acceptat să semnez acea ofertă, mi-au trimis hârtia oficială, aveam o clauză în care dacă mă răzgândeam trebuia să plătesc o sumă mare de bani. Și când ei s-au hotărât, deja le-am spus că nu mai am cum să mai dau înapoi, că trebuiau să plătească niște bani și nu era, nu se putea. În fine, asta e viața. Nu mai, mi s-a luat de a mă întoarce acasă. Deci după acest an de pandemie, anul trecut, așa, în care efectiv am tot sperat și am tot așteptat. Deci viitorul tău nu e în România? Nu cred, nu. Nu, îmi pare rău, dar nu. Nu mă regăsesc aici. Ar trebui să găsesc niște oameni care să fie pe calapot cu mine și ceea ce e destul de greu. Din păcate, am învățat multe lucruri în anii ăștia, mai ales cât am stat în golf și 10 ani de antrenor, 11 ani de antrenor principal cu 2 titluri de campion, 2 supercupe, încă 2 cupe, 2 finale, performanțe... Eu zic cu echipe mici. Apropo de locul 2, că mai comentam cu cineva, spunea, locul 2 e o problemă pentru Real Madrid, pentru Barcelona, pentru Paris Saint-Germain, dar pentru o echipă care n-a mai ajuns pe locul 2 de când au luat un titlu până în 94, eu zic că e o performanță. Și să te bați, cum ți-am spus, repet, cu o echipă națională aproape întreagă a adversarilor mei de pe primul loc. Bine, te vei bate tot timpul, vei fi tot timpul contra sau față în față cu prejudecata asta de aici, domnule, în Țările Arabe nu e fotbal. Nu, da, mă întorc. Au fost discuțiile de când am luat primul titlu în Iordania. Dar Iordania atunci bătea Japonia, bătea Australia, se ducea la barajul de calificare cu Uruguayul lui Suarez și cine mai era pe acolo, nu Suarez, cum îl cheamă? Tabarez, cine? Nu, selecționer. Da, și au pierdut greu barajul ăla, înțelegi? Și toată lumea râdea de Iordania, dar Iordania e una din țările care dă o grămadă de jucători în Arabia Saudită, în zona de golf, pentru că jucători care muncesc și amărâți și cu salarii mici în Iordania. Îmi spui că de ce nu e jucători din România? Sau, pentru că nu, când ajungi acolo toți visează că fug câinii cu covrigi în coadă. Nu e așa. Acolo trebuie să fugi. Mă uitam, ieri am văzut Damacu, că s-ar de la una la alta. Nu cred că iară discutăm de subiectele tale. Budescu, au scăpat de retrogradare. Da. A fost meci cu spectatori. Urmăream 3 meciuri în direct pe televizor și pusesem 3. Era și Hilalul, a luat titlu, apropo că a fost dat Răzvan la o parte. De fapt, el a vrut să plece, să renunțe. N-am înțeles, era să rămână. Că el nu cred că îl dădea cineva la o parte. Părerea mea, nu știu dacă demis, nedemis, eu cred că... Deci au luat titlul până la urmă. Au luat titlul, da. Au luat titlul, s-au răsucit lucrurile cu multă șansă. O echipă foarte bună, Hina. El n-avea, dar a prins și el atunci o perioadă cumplită. Cu COVID, a pierdut calificarea din Qatar în grupele Champions League datorită faptului că avea câțiva jucători cu probleme și cei de la... Nu FIFA, nu știu ce, cei care se ocupă de zona aia, au hotărât să-i scoată, că nu știu ce, nu știu ce criterii n-au îndeplinit. În fine, și mă întorc la Budescu, mă uitam ieri. Deci, aleargă, a zăbit. Apropo de... Dar de ce oare? Ce s-a fi întâmplat cu el? Păi trebuie să, că sunt și bani și sunt niște cerințe. Și probabil că vrea să rămână de nou acolo. Acum echipa, probabil, mai mult ca sigur, rămânând în prima ligă, cred că și el va rămâne acolo, că s-a luat bani. Eu nu cred că se va întoarce în România. El nu va câștiga în România niciodată ce bani câștigă acolo. Și nu e o echipă rea. Toate echipele de acolo, chiar cea mai care a retrogradat acum, nu mai îmi scapă numele, până la prima Hilal, toți au străini foarte buni. Wahda, unde am văzut că s-au vehiculat niște nume de antrenori români, chiar Regencamp, chiar... În fine, nu mai știu, îmi scapă. Sau multe nume de antrenori, așa, și Dan Petrescu, cu Ștaif. Lista am fost și eu la un moment dat. A retrogradat și au jucat în Champions League Asia. Au 7-8 străini extraordinari. Dar au amețit cu antrenori, schimbați. Degeaba ai jucătoria, că îi amețești, nu mai știu ce să joace. Și au adus un antrenor foarte bun, n-au putut să-i salveze. Nu.
Au retrogradat. Dar uite, și Reghe pleacă. O lovătaie ieri. Nici Reghe cam nu-și găsește o cadență. Da, am văzut că au pierdut ieri. N-am văzut meciul lui, dar am văzut că au pierdut 2-1. Da, e presiune mare. Și Ahli e un grup greu. Ahli e un grup cu un club cu mulți suporteri. E în primele patru din Arabia Saudită. E Hilal, Itihad, Nasser și ei, Ahli. După aia e Shabab și ceilalți unde a fost Shumi. Deci Ahli e un club greu, cu mulți suporteri. Hai să te întorc un pic, să discutăm un pic despre Rapid, care a promovat în prima ligă. Ce simte, ce senzații încearcă o familie de rapidiști după promovarea Rapidului? M-am bucurat foarte mult. M-am bucurat foarte mult pentru Iosif. Așa. Pentru că efectiv a trecut pe multe probleme în ultimii ani, eu știu foarte bine, de foarte mulți ani știu, de când jucam împreună la Rapid. Ați jucat împreună? Da, el a fost promovat la prima echipă exact când, în anul când eu am venit la Rapid, m-am întors la Rapid, de la junior. El și el este crescut de, și un produs al Centrului de Copii și Junior al Rapidului. Și țin minte că a fost o conjunctură 94, parcă cu Cupa Samsung, când aveam mulți jucători pe la echipa națională. Și atunci Neavio Hizu a promovat de la echipa de junior sau de tinere mai mulți jucători, pentru care și pe el. Așa. Și a jucat foarte bine în cupa aia Samsung, mi se pare că a dat și vreun gol sau două. Ce juca el? Mijlocaș. Dar un jucător cu calități. Așa. Un jucător cu calitate. Numai că au fost niște probleme, eu nu vreau să intru în detalii, că dacă nu le-a spus el, nu vreau să le spun nicio. Au avut niște probleme, în fine, puțin dezordonat. Viața dezordonată. Asta cu jocuri de noroc au... Nu știu, nu s-a tot vorbit despre asta. Nu știu, nu vreau să comentez mai mult, dar el știe bine. Și de asta spun că a fost s-a lăsat de... A avut probleme, a avut ceva probleme. Deci a prins o conjunctură foarte bună. Ți-am zis, era un jucător cu calitate. Da. Și promițător, 19 ani sau cât avea atunci când a fost promovat, 20 de ani. E, ulterior, ușor n-a știut să gestioneze momentul la el. Mi se pare că a ajuns și pe la Dinamo la un moment dat. Așa. Numai că după acel moment Dinamo, care era o șansă incredibilă pentru el, pe care viața i-a oferit-o, a avut ceva... și a pierdut busola. Și de asta spun, mai bine spune... Ca Elton al tău de la... Da, oarecum. De asta el știe acum. Că e, nu mai, am văzut că e un tip foarte matur și... Na, viața te schimbă, a trecut pe multe încercări și chiar am discutat cu el foarte mult și iar în play-off ăsta acum, când au fost meciuri, mi-am permis să-i dau niște sfaturi și m-am bucurat în suflet pentru el, că merita să promoveze. Nu pot să spun că este un mare antrenor, nu dar pot să spun, nu. De dar, ce? Păi... Uite, cum a fost nevoie de el, a venit și a avut rezultate. Dar încă el trebuie să confirme. Aici a fost o conjunctură fantastică. Așa. Sau potrivit astrele și l-au ajutat fantastic. Nu vreau să spun că a ținut numai și de noroc. Dar că norocul până la urmă ți-l faci cu mâna ta. Dar conjunctura a fost una extraordinară. A venit după niște rezultate proaste. El deja văzuse cam ce se întâmplă pe acolo, fiind în anturajul echipei. Și înainte când a fost Pancu și acum cu Grigore, cu Ienci, fiind la junior sau la echipa a doua. Ei, el a gestionat foarte bine această trecere de la asistent, la antrenor secund sau antrenor pe la junior, la prima echipă. Cunoștea foarte mulți jucători și Miți e un tip foarte sociabil și foarte de gașcă așa. E un băiat de viață. Da. Ei, aici aveți, a câștigat mult că și-a atras jucătorii. Și mă întorc, nu trebuie să fii un antrenor extraordinar dacă ai acest har și talent. Să-ți motivezi jucătorii prin vorbe simple. Mi-aduc aminte ce spunea tata de Valentin Stănescu, Dumnezeu să-l odihnească. N-avea cuvinte la el, multe. Cel cunoscut drept Nea Tinel Stănescu. Da, Zimbru. Nu, n-avea multe cuvinte și cel care l-a ajutat foarte mult în perioada aia și l-a ajutat foarte mult a fost Victor Stănculescu, profesorul. Așa. Dar totuși felul lui de a impune respect când intra în vestiar, de aici spuneau Zimbru. Mimica feței, spunea tata, când intra în vestiar era liniște. Se făcea liniște. Se făcea liniște, da. Da, bine. Ne întoarcem cu foarte mulți ani în urmă. Este un lucru foarte... am văzut că și el a fost comparat la un moment dat datorită fizionomiei așa cu Valentin Stănescu. În fine, e drum lung până la ajungem la performanța lui Valentin Stănescu, Dumnezeu să-l odinească. Dar încă o dată mă bucur pentru Miții. Mă bucur pentru performanța Rapidului, mă bucur pentru, în special pentru acești suporteri care sunt atât de mulți în spatele acestei echipe fantastice, acestui club frumos, plecat în Liga 4-a, cu multe probleme,
și care ai văzut și tu, au stat pe după garduri, au fost după jucători, îi cunosc pe toți din galerie. Și dar vreau să te întreb dacă sângele tău de Rapidi spune că odată ce echipa a reușit pasul ăsta să promoveze după Liga 4, Liga 3, Liga 2, în cel mai pur stil rapidist, echipa își va face singură probleme? Deja sunt discuții, galeria l-a înjurat pe Daniel Niculae. La Rapid sunt cazurile astea valabile, dar e farmecul din jur. Atunci când crezi că e liniște, nu e liniște. Adică, mă, normal, acum este un moment fabulos pentru club. Întors acum în Liga trebuie ei să fie foarte capabili și deștepți, toți cei care sunt în conducerea clubului și în jurul echipei, și să se gândească foarte bine că Liga 1 nu e Liga 2. Au pierdut și ei niște jucători. Și trebuie să aducă niște jucători care, repet, o spuneam de mai multe ori și când a ratat Pancone promovarea, așa, am spus-o că sunt jucători care trebuie să înțeleagă atunci când îmbraci tricoul Rapidului al FCSB, Steaua, FCSB, Dinamo, Craiova, sunt tricouri grele. Pentru că pe acolo tricourile au fost îmbrăcate de jucători grei care au jucat 8, 10, 15, 20 de ani pe la echipele astea. Și e o tradiție. Numai acești oameni care vin din generație în generație, văd atâtea poze pe Facebook, născut rapidist, toți au copii îmbrăcați în culorile Rapidului. Deci această emulație pe care o creează aceste cluburi în rândul oamenilor este fantastică. O forță incredibilă care e în spatele, chiar dacă nu au fost suporteri. Tot ce se creează pe rețelele de socializare sunt lucruri care împing anumite chestii de la spate. Și eu cred că un rol important l-au avut și acești suporteri care au împins echipa, mai ales când Miții a preluat-o în ultima parte, să promoveze. Și am spus-o la un moment dat că la Barza Chioară și Dumnezeu îi face cuib. Rapidul a avut un moment de genul ăsta cu promovarea, pentru că la un moment dat nu voia nimeni să promoveze. Da. Și de asta spun că dacă atunci când iară, Dumnezeu îți dă... Asta cum l-ai fi spus în engleză? Nu știu, era greu. Dar e bine că... Întrebea reporterul din Bahrain cum e. Era greu să-l traduc pe ăsta. Trebuie să mă gândesc că vreau să-l pun pe Google. The blind stork. Da. Așa. Și de asta spun, mă bucur foarte mult. Se potrivește cu și cu nou stadion. Da. Și... Aștepți să-mi vii? Da, aștept. În primul rând sunt tare fericit pentru că una din lojele de la tribuna întâia va purta numele de Motroc și... Sunt tare mândru pentru treaba asta și chiar vorbeam cu tata acum câteva zile, am fost la el și l-am văzut că și vaccinurile astea și cu pandemia asta și cu COVID-ul mi-a fost frică. Cum e? Ce face? E bine. Da, cu bătrâneți, al dor articulațiile, el are rapid, și l-a bucurat? Foarte mult și chiar i-am spus că s-a făcut un stadion nou, n-am mai ieșit în curte de un an. Așa. Zic, tata, de când n-am ieșit în curte s-a terminat stadionul. Așa. Și acum vreau să iau legătura cu cineva de acolo, de la Rapid, să văd că aș vrea să-l duc să vadă stadionul. Măcar să se uite așa de pe... Da. Mai a fost un reportaj cu el ultima dată, cred că înainte să se dărâme stadion. Ok. Și aș vrea acum să-l duc măcar să vadă ce s-a construit. Și să se bucure de acea lojă care îi va purta numele. Am niște poze pe care i-am promis că le dau lui Lucian, cu tata. Din păcate nu mai am. Da, nu mai găsesc... Tata avea și el niște amintiri, nu mai are nimic, nu le-am mai găsit. Avea acea cupă pe care au primit-o de campioni, nu știe ce a făcut cu ea. Avea un tricou din perioada când el juca iară, nu știu. În fine, la un moment dat noi, eu timp pleca și eu mai tot timpul, s-au mutat, au pierdut în lucruri. I-am spus fratelui meu că îmi pare rău că trebuia să aibă mai multă grijă de lucrurile astea. De amintiri. Poze, da, de la Cupa României câștigată, că știu că eram cu tata atunci, cu trofeul, cu capacul de la cupă în cap. Era la tine în cap. Da, am stat cu 7 ani la Cupa României. Alea sunt momente incredibile. De asta spun că nu vreau să mă dau rapidist. Eu am supărat că tot timpul când postez câte ceva spun acolo. Sunt rapidist născut, nu făcut. Am văzut și asta. Și o pun special, să o spun sincer. Se irită cineva de asta? Pe cineva se mi-a zis, de ce tot fui, bă, frate, de ce vrei să arăți? Nu vreau să arăt nimic, vreau să... Sunt mulți care se facă nu văd. Și eu de-al naibii tot pun. Și o să pun până mor. Pentru că n-am cum. Atâta timp cât voi avea numele ăsta în spate și am băiatul meu și să dea Dumnezeu să aibă și el un băiat, numele ăsta n-are cum să moară. Și mai ales că tot să fie Giuleștiu, Rapid. Vreau să întreb cum ai văzut Liga 1, așa de la distanță. Cum ți s-a părut ce s-a întâmplat în play-off ăsta de Liga 1, despre care foarte mulți oameni din fotbalul românesc spun că a fost poate cel mai slab play-off din
de când se uită la fotbalul din Gigantei. Da. Ca nivel de joc, mă refer. E adevărat. Am văzut multe comentarii. Dramatism. Am spus-o de la început, dacă cred că am mai avut câteva intervenții, am dat mari șanse CFR-ului. Da. A câștigat titlul pentru că, repetam, la un moment dat spuneam că au un grup fantastic, omogen, jucători conștienți de ceea ce înseamnă performanță, antrenori care știu să ceară și să scoată tot ce se poate de la jucători și de-aia mă bucur foarte mult și pentru Edi că sar de la una la alta, merita acest litru, chiar dacă a fost chinuit. Și mă întorc și ținând cont de ceea ce s-a întâmplat cu FCSB-ul. Pentru că la un moment dat păreau favoriți ei. Da. E, din păcate, sunt multe de vorbit și nu vreau, că chiar vorbesc chiar super, deranjez pe mulți. Cert e că acolo unde e liniște și lași un antrenor în pace, nu se poate să nu fie performanță. Mă întorc la Sepsi cu Grozavu și am văzut aseară declarația cu președintele de la Sepsi. Da. Un om foarte echilibrat, care n-a apărut de 2-3 ori pe la televizor, dar mi-a plăcut tare mult de el. Și ca dovadă că nu e întâmplător ce se întâmplă acolo. Plus un alt om care e în spatele președintelui, domnul Schweitzer, care a dat o palmă mare celor de la Botoșan în ceea ce a făcut cu Sepsi. Care și el a adus un antrenor, el l-a adus pe Grozavu, pe Leo, el l-a susținut pe Leo și iar mă întorc, atunci când conducătorii sau ai pe cineva în conducere care îți creează acest climat de liniște și această siguranță că merge și cu mare încredere pe mâna ta, cu orice risc, n-ai cum să nu reușești. Eu am păzit și am văzut pe mâna mea, pe pielea mea în golf. Deci nu, atâta timp cât ai sprijin și suport, nu ai cum să dai greș. Și de asta spun, CFR-ul merită acest titlu. FCSB-ul... O vezi pe FCSB capabil în viitor să ia campionatul în condițiile astea? Adică antrenori puși după criterii... Atâta timp cât va fi... antrenorul nu va fi lăsat și va fi influențat, ca să nu spun altfel, va fi destul de greu. Va fi destul de greu, pentru că pierzi vestiarul. Deci, poate și alții antrenori au avut problemele astea cu domnul Becali, dar poate au gestionat altfel momentul respectiv și relația respectivă. Unul Gâlcă, altul Reghe, Cosmin, Oloroiu. Da. Nu știu, atâta timp cât jucătorii nu simt că, eu știu, sau că intervine patronul, dar până la un punct și totuși tu ai mână liberă să faci ce crezi tu că trebuie să faci și îți impui acele puncte de vedere în fața patronului, acolo nu mai apar probleme. Dar în momentul în care jucătorii te simt că pierzi controlul volanului, înțelegi, atunci ești compromis ca antrenor. Deci tu spui că un antrenor cu personalitate ar putea să gestioneze situația asta, deși implicarea lui Becali e tot mai tare. Da. Eu cred că da. Deci, sunt exemple că se poate. Dar eu cred că trebuie explicat foarte clar domnului Becali anumite chestii și foarte deschise. Iar eu cred că relația pe care a avut-o cu Reghe a fost una de genul ăsta. Oloroiu a fost la fel, una de genul ăsta. Și cu Gâlcă a fost una, din punctul meu de vedere, oarecum norocoasă pentru Costel că nu l-a avut pe domnul Becali în anturaj. Că era în altă parte. Era pe final de... Pe final l-a avut, ieșise pe finalul campionatului. Nu știu, dar era deja terminat. Ok. Și acolo el a avut această liniște oarecum de a-și face treaba. Acum mă întorc și rezultatele au fost bune. Că atunci când rezultatele sunt bune, nu se prea bagă nimeni. Problemele apar când încep rezultatele proaste. Da, dar uite că echipa era pe primul loc și deja în toamna trecută. Știi că s-a vorbit la un moment dat foarte mult, domnule, n-a mai vorbit Becali și nu mai vorbise. Ții minte că a avut o perioadă în care de liniște. Deși era libertate, n-a mai vorbit. Da. La un moment dat cu echipa pe primul loc a început din nou să vorbească. Da, nu știu ce l-a deranjat, că nu mai mi-aduc aminte, dar ceva l-a deranjat. Nu mai știu de la ce a plecat. Da, dânsul e și provocat de multe ori și... În fine. Cred că îi și place să fie provocat, sincer. Da, probabil, dar la un moment dat a încercat să se abțină ce ai spus tu. În fine, nu știu, nu vreau să comentez ceea ce a făcut dânsul. Mă întorc, e de apreciat pentru că bagă bani într-un club, chiar dacă el spune că o consideră o afacere sau e un business, până la urmă, totuși, campionatul românesc are nevoie de oameni de genul ăsta care să bage bani în fotbal. Fără bani nu poți să faci. Uite-te la Dinamo, apropo că vorbeai de subiectul Dinamo. Unde nu sunt bani și unde e haosul ăsta, bine că au scăpat.
n-ai cum să faci performanță. Dacă, eu nu am crezut că Nea Gigi Mulțescu, pe care eu îl consider un antrenor extraordinar și cu care am lucrat și am tot respectul pentru dânsul și am avut o perioadă în Arabia Saudită, nici cu tata n-am stat, cum am stat cu dânsul în apartament, am avut un apartament mare, steam împreună și îl apreciez extraordinar. N-a putut, a capotat. Dar și vârsta, cred că... E adevărat, e adevărat, e adevărat, dar Nea Gigi nu prea, nu capota. Adică el de-aia și-a acceptat să întoarcă. El nu știa, știa clar ce e acolo. Da. Și a fost ferm convins că va reuși să redreseze corabia. Numai că uite că nu, a intrat într-o de... Pentru că totul a plecat iar de la banii. Nu mai putea să controleze jucătorii. Îi duci, îi păcălești odată, de două ori, de trei ori. Dar uite că până la urmă cu Uri au redresat corabia. Pentru că Dinamo are un grup, avea un... Are și probabil că nu știu dacă va mai avea, pentru că am văzut că vor să vândă din jucători. Un grup la fel de... Da. Eu știu, cum să spun, performant pentru următorul sezon. Că au câțiva jucători de calitate acolo. E, acum ai văzut că au apărut probleme, că au salarii mari. Ce se va întâmpla? Cine va plăti salariile? Pentru că au suportat cei din DDB și din Peluza Hâldan sau cine au mai dat. Am văzut că și acolo au fost probleme între cele două facțiuni. E, deci mă întorc, dacă nu ai bani, e destul de greu. Eu am comentat tot în Bahrain. Și faci cu ochiul la un moment dat, că totul se învârte în jurul banilor. Da, și faci cu ochiul. Da, i-am spus acelui om de la sfârșit, că mă întreba de jucători. Și i-am spus, domne, eu vorbisem de treaba cu jucătorii de la echipa Rifa campioană. Și am spus că dacă, până la urmă, zic money talks. Money talks, exact așa e. Zici și ai făcut cu ochiul. Că n-ai bani, ce dă. M-a întrebat ce jucători aduc. Da. Ce jucători să aduc? Acum, dacă am 5 lei în buzunar, mă duc și iau un pateu de 5 lei. Nu pot să mă duc să mănânc o eu știu, o amandină. Da. Hey, de asta spun că până nu bagi bani și nu ești corect, iar mă întorc la Sepsi. Au plătit la timp, liniște, se face performanță. Botoșani a dat la timp. Puțin, ce spunea și croitorul, un antrenor cu liniște, chiar dacă l-a mai bombănit domnul Eftimie din când în când, a avut rezultate, s-a calificat a doua oară în play-off. Nimeni nu dădea șanse lui croitorul, fără experiență, fără licențe, fără nimic. Uite că a ajuns. Ilie Poinaru, alt antrenor, liniște la Clinceni. Am înțeles că sunt ceva mici probleme cu banii. Da, ok, dar a avut încrederea celor de acolo. I s-a dat credit. Uite, a ajuns în play-off. Deci nu e întâmplător. Nu e întâmplător. Celelalte echipe cu probleme, toate au avut probleme. Schimbați antrenori, neplătiți, singura viitorul care a fost o surpriză. Dar, în fine, acolo a avut Gică să facă un experiment. Și bine că a ieșit cu bine. Păcat că nu, ieri n-a reușit să califice, să prindă această competiție europeană. Mutarea lui Mutu la Craiova, cum ți se pare? E un atac de curaj, e un gest de curaj. Așa. Al Craiovei, cât și al Oadi, pentru că se duce de la Icona Națională, unde avea oarecum o liniște. E o provocare să iei Craiova, nou promovată, într-un oraș în care mai e o Craiova, orgolii mari, oltenii au, le circulă sângele repede acolo și vor fi multe momente drăguțe. Am văzut că se recomandă să fie liniște și pace. Nu așa, e liniște, dar am văzut că a apărut deja domnul Cârțu cu pușca și am văzut că au început să dea unii între alții. Da. Da, în fine. Dar e un test important pentru Adi. Vorbeam mai devreme, el a trecut la Wahda, la echipa a doua în Arabia, în Emirate. A avut un parcurs destul de bun acolo. L-a ajutat mult în a gestiona și treaba de la lotul de tineret, pentru că a lucrat tot cu jucători tineri. Și eu cred că i-a prins bine anul ăla în Emiratele Arabe. Ce a prins el la voluntari, ce vorbeai tu cum a scăpat la baraj, este și acolo a fost o conjunctură. În fine, nu pot să certifice că, eu știu, Mutu e un antrenor extraordinar, doar perioada aia scurtă. Însă felul cum a gestionat echipa națională la de turneu, de unde? Din Italia? La Budapesta a fost. La Budapesta, exact. Cu trei meciuri destul de grele, cu echipe foarte bune, ne plecam practic sparring partnerii acolo. Îți spun sincer că mi-a arătat că Adi știe să gestioneze. În felul cum a pregătit echipa. Defense, cum zici tu. Da, a blocat foarte bine. Apărarea câștigă titluri, atacul câștigă meciuri, ai zis. Atacul câștigă meciuri și apărarea câștigă trofee. Exact, așa ai zis. Da, pentru că asta a pus-o Mourinho când a ajuns la Chelsea în primul an când a luat trofeul. A făcut o pancardă mare pe perete și a spus atac bring victory and defense bring trophies. Așa și la Mutu. Apărarea organizată. Nu e ușor să organizezi o echipă defensivă. Uite-te la Tuchel cu Chelsea. Deci atâta timp cât ai o apărare puternică,
eu zic că ai un garantat succes. Și nici nu joc și pe contraatac. Nu. Dar trebuie să ai calitate. Trebuie să ai calitate. Iar Radia a avut și calitate, că sunt jucători cu calitate la echipa națională de tenis și tot ce vine din spate, numai că acești jucători trebuie să schimbe mentalitatea. Am văzut și interviurile cu Răzvan și Lucescu și cu mai mulți antrenori. Chiar cu Gică Popescu am văzut o discuție foarte frumoasă în care el spunea de senzația pe care o ai când îmbraci tricou echipa națională. Acolo, da, apropo de ce spuneam de tricolerul Rapid, Steaua și arde tricou pe tine. Când îl pui pe tine, deja trebuie să te curenteze. E, până nu înțeleg jucătorii ăștia treaba asta și nu sunt educați în spiritul ăsta, aici pleacă totul de jos, de la juniori. Nu poți să faci mare performanță. La un moment dat capotezi, renunți, pentru că acolo treci de la un nivel la altul. Uh-huh. Și cu cât treci de la un nivel la altul, nivelul ăla e mai greu și mai greu și mai greu. Și apare gradul de suferință. Și la grad de suferință mulți dau înapoi. Să opresc, cedează, nu da. Mai... E, cine are forță să treacă de pragul ăsta, ăla poate să facă performanță. Și, sau mare performanță. Ai văzut mâinii da, de da. La gimnaștii, cu uh-huh. bătături, cu uh-huh. și tenismene și tot așa. Deci alea sunt pragurile alea de suferință. Trebuie să... dureri pe la unde te mai doare. Apropo de Tama, și vorbeam ieri cu cineva și comentam declarația lui. Uh-huh. Păi da, dar nu... Mi-a dat niște chestii din casă de acolo, de la ei, legate de el. Păi joacă numai cu dureri. Serios? Da. Dar ce caracter puternic. Dar numai el știe. De-aia nici pe fața lui se vede. Și am înțeles că este de o asemenea seriozitate în antrenamente cum n-a crezut că poate să fie Tamaș. Apropo de niște chestii, detalii, că multă lume nu știe. Da. Știu doar ce a făcut el, escapadele lui și... Uh-huh. Dar vezi, lucrurile astea sunt lucruri care au arătat pe fața lui o frustrare, o supărare, o dezamăgire în sensul ăsta. Bă, frate, joc un joc. Probabil că el n-a vrut să spună și mai mult. Dar are probleme. El gândește cum a jucat la Cluj, cu un picior, când a doua zi s-a operat. Uh-huh, uh-huh. Și a jucat într-un picior. Da. De asta spune, astea sunt caractere speciale. De asta e nevoie într-o echipă, mai ales cum e cea de la voluntari mică, ai nevoie de niște jucători de genul ăsta, cu caractere de genul ăsta. Lideri. Da. Și exemple. De-aia spune el că cei de acolo, cu cine am discutat, mi-a zis, zice, dacă îl vezi, e primul la antrenamente. Și eu îi spun, blasul mai ușor sau... Este mai recomandă uh-huh. și el zice, nu, mă simt foarte bine. Deci astea sunt lucruri extraordinare, care trebuie scoase în evidență pentru un jucător. Zi-mi în final, că mai avem câteva secunde, povestește-mi, în buna tradiție a prezențelor tale aici în studio, mai povestește-ne ceva din cariera ta de fotbalist, un episod. Uite, cu Iosif povestește-ne dacă ți-aduce aminte ceva. Cu Miții nu am cu Miții, ce să am... Era diferență mare de vârstă totuși între voi. Da, bă, cred că sunt vreo... 10 ani, mm-hmm. cred că vreo 10 tu ani. Tu erai veteran? Eram mai bătrân, da, spun, era mic când jucam. Și eu am crescut la Giuleș, practic. Problema care a fost că în perioada când el a fost promovat la prima echipă de Hizo, am prins niște pregătiri cumplite. Așa, Hizo făcea pregătiri cumplite, wow. Nu cred așa ceva. Foarte. Da? Da, da, am și prins cu PAUEFA, dacă nu făceam pregătirea cu Navio după Marcel Pușcaș. Ce știa să fac în Hizo la pregătiri? Ne-au omorât. Cantonamentul ăla de la Păltiniș a fost ucigător. Țin minte, cu 3 antrenamente dimineața, la ora 6:30 ne sculam. Așa. Ieșeam direct pe platou, aveam un platou unde alergam 10 km, undeva în 40-45 de minute. La 7 dimineața. La 7 dimineața, da. Când ieșeam de hotel la Păltiniș, erau minus 20 de grade, îngheța fâșul pe tine. Era platoșe. Dacă dădeai cu pumnul în el, se spărgea. Îi suflai nasul și îți înghețau... Da. În fine. Dar de asta spun, apropo de suferință, da. Am prins locul 4 și dacă mai erau vreo 5 etape, cred că ne băteam la campionat cu echipa aia. A venit Lupu atunci, venise Vlodoiu, Stelea, mm-hmm. aveam echipă foarte bună. Numai că, din păcate, următorul sezon Neavio a fost schimbat după vreo 5 etape, dacă nu mă înșel, în fine. A fost schimbat înainte de a se termina campionatul, mm-hmm. când a fost adus Cârțu. Da. Și am pierdut și finala Cupei România atunci. E, mă întorc la pregătire și știu că Miții avea mari probleme cu alergătura. Da. Acolo, da, copiii nu erau învățați. Și suferea mult la pregătire. Dar, repet, încă o dată, mă bucur mult pentru el, un băiat cu mult bun simț. Tot așa, era cu poantele, cu da. Toți, da? Da, un tip îi plăcea Caterinca. Dar, în fine, atunci era micuț, noi atunci aveam două vestiare. Nu. Abia venise de la juniori, unchiul lui a fost un mare jucător, uh-huh. Popion, uh-huh. pe care tata l-a avut jucător la Rapid,
Eu l-am prins și antrenor la junior și și la tineretul Rapidului. Nea Popică m-a împins pe mine la tinere când eu mai aveam 2 ani de juniorat. Și jucam pe Giulești în deschidere, mi-aduc aminte, 84. Așa, că uite, ajungem la amintire. 15.000 de spectatori, eu prindeam tot timpul sfârșiturile de meci, mă băga și pe mine, Nea Popică. Erau generații mai mari ca mine la tineret. 65, 64 născuți, 63. Uh-huh. Deci 21, 22 de ani. Apropo de tineret, eu cred că ar fi extraordinar să aibă prima ligă un campionat de tineret. Campionat de tineret. Serios? Da. La cheltuieli mari pe care nu le-ar vrea, nu și le-ar dori patronii. Da, în fine, dar eu cred că ar prinde bine. Și Nea Popică mă luase în lot. Și tu îmi spui la un moment dat, Nea Popică, mă bagi numai ultimile 15-20 de minute cu stadionul plin pe Giulești. În fine, tata avusese, că vezi în amintirea unor suporteri, care din păcate nu mai țineau minte lucrurile frumoase din viața tatălui meu, tot ce a făcut el cu promovări și cu cea, își aduceau aminte retrogradările și plecările unor jucători și în momentele alea mai delicate începeau să mă ia pe mine. Bă, mă trău cu taică, tu a vândut, a retrogradat. Din minutul când intram până ieșeam din teren. Dar am și plecat de la Rapid. Atunci aveam 19 ani, 18 ani, intrasem și la facultate și în anul ăla am decis să plec. Am plecat plângând, dar am jurat că mă voi întoarce și să demonstrez că nu e ce... Deci presiunea a fost fantastică. Foarte mare, da. Presiunea numelui tatălui tău. Foarte mare, foarte. Îți dai seama, tata era un nume greu în Giulești. Și toți mă judecau că joc, că e tata. Eram și un jucător atipic. Eu n-am fost un jucător care să arăt frumos în teren. Eram inestetic, la 1,94 m și cu 70 de kg. Trebuia să-mi bagi 2 cărămizi din buzunare, să nu mai ia vântul. Dar eram un jucător foarte rău. Eram războinic, cam genul lui Lovin, așa, generație mai proaspătă. Băgam material, nu mi-era frică. Unde era lupta mai mare, eram primul. Chiar dacă aveam un fizic de mă sufla vântul. Îmi plăceau luptele și probabil că am fost un tip foarte ambițios. Zine un duel, povestește-ne o anecdotă legată de un duel. Păi un duel, spun că l-am văzut pe Pancone la o emisiune făcută de suporterii Rapidului, de Bogdan Tudor și încă un băiat de la Rapid. Acum câteva zile mă uitam pe internet și era Pancone invitat. Și la un moment dat ascultam cu interes ce spune Daniel. Și mi-a venit în cap, apropo de ce spui tu, în anul când eu am plecat de la Rapid la Piatra Neamț, a fost o conjunctură și am fost oarecum împins să plec. Așa. Era domnul Mircea Durescu antrenor atunci, în fine. Am greșit, nu trebuia să plec. Dar mi-am făcut o ambiție prostească. În fine. Pentru că și Mircea după aia a plecat și el. Eu trebuia să rămân. Pentru că eu cred că prindeam generația următoare cu Nea Mircea Lucescu și luam titlul cu ei. Numai că mi-am făcut o ambiție și am plecat la Piatra Neamț. Și următorul sezon, când eu am plecat la Piatra Neamț în vară, Pancone a venit la Rapid, de la Iași. Da. Era tânăr, 19 ani. Primul meci pe Giulești, Ceahlău, da, era o variantă, venise Liță Dumitru după cum îl cheamă, după Rădulescu. Da. Și avea o serie de rezultate proaste și vreau să-l schimbe. Și era în cărți să vină Florin Marin. Așa. Și la meciul ăla Florina asta pune pe bancă. A stat în tribuna oficială cu Nae Manea. Deci era anunțat ca nou cuplu de antrenori pentru Rapid. Uh-huh. Ne-am stat la meciul ăla fără antrenor pe bancă. Ok. Ai înțeles? Da. La un moment dat mi-aduc aminte, am bătut 3-1 pe Giulești. Eu cu Nițu am fost declarat jucătorii meciului. Nițache avea 40 de ani, a apărat incredibil. Așa. Portarul. Iar eu luam o contră, da, să mi-aduc aminte și am comentat, i-am dat un mesaj lui Pancone, da, pe grupul ăla unde comentau cei care vedeau emisiunea și am zis, Pancone, îți mai aduce aminte meciul tău de primul meci la Rapid contra lui Piatra Neamț, contra mea, ce s-a întâmplat? Și a spus, zice, da, am spart mingea. Deci am spart o minge, a fost o contră la mijlocul terenului, așa de tare am dat și eu și el în minge, că a pocnit mingea. Serios? Pe cuvântul meu de onoare, sunt filmările. Deci s-a spart mingea, da. Deci de asta spun că nu mi-era frică. Și am mai avut niște contre cu Gică, cu Mihali. Amândoi am ieșit afară în instantaneu. Am fost o contră în Cupa României, Rapid Dinamo. Am jucat la... O stare și Mihali altfel. Wow. Gică? Wow. Și după la centru trenului. A fost o minge tot așa, între amândoi. Între voi? Da, eu am pus talpa pe minge. Pe și minge el a venit sau... și a dat tare. Eu am pus talpa pe minge și el a dat tare în minge. Și doar știu că el a zburat peste mine și eu mi-a trosnit glezna. A făcut întorsă și am avut și fisură de maleolă, iar el întorsă și el. Am ieșit amândoi afară, de la contra la centrul terenului. Nu, se spărgeau mingile. De asta spun că se juca cu mult spirit fotbal. Și acum stau, sar de la una la alta. Ieri am jucat un tenis cu piciorul.
cu băiatul meu. Chiar dacă am ligamentul crucișar rupt, m-am operat de menisc, dar îmi pun o genunchiere și joc, că nu pot să pun în mână. Nu-l rup de tot, nu mă las. În fine, și el jucam cu băiatul meu și cu încă un băiat, nu mai are rost să mai spun, controla niște puristani ca mine. 50, 40 ceva de ani, care joacă zi de zi, săptămână de săptămână. Și spuneam băiatului meu, vezi că nu sunt ăștia care crezi tu, chiar dacă au 50 de ani, joacă. Da. Vai de mine, și ieri am întâlnit un domn acolo, care jucase Liga a doua, avea 64 de ani. 64 de ani. Dacă îl vedeai cum joacă, Vlad a rămas mut. Și ai zis, ăștia erau jucători care nu au jucat în prima ligă. El jucase cu Bimbo Paraschiv pe la Rapid, înainte să vină la Rapid, la Liga a doua. Și asta îi spuneam lui Vlad. Și mai era cineva cu mine. Zic, bă, băieți, voi nu știți ce jucători erau în Liga a doua și Liga a treia. Erau jucători care jucau oricând la prima ligă, cu ochii închiși. Dar nu vreau să plece. Că aveau un confort prin munca, servicii, întreprinderi, salarii bune, în fine. Dar erau fotbaliști. De-aia, acum greu mai găsești într-o echipă 2-3 fotbaliști. Nu mai spun... Nivelul, apropo de ce vorbeai tu, de nivelul de joc, nu vreau să intru în detalii să comentez, că asta e altă problemă, care ține de antrenori, efectiv. Dar, din păcate, iară plec, totul pleacă de la instruire. Și atâta timp cât instruirea de la nivel de copii și juniori e proastă, n-ai cum tu sus când ajungi cu jucătorii să ai să înveți poziționare, zone. Vorbeam cu altcineva, nu vreau să-i dau numele, o să ți-l spun ție în particular, un copil care joacă la Pitești. Și îl întrebam, e junior, și îl întrebam ce i-a cerut antrenorul, la ce sarcini i-a cerut, în fine. Și mi-a zis, domnul Sor, nu mi-a zis nimic, mi-a zis doar să joace pe mine. Și am spus, domnule, dar nu ți-a explicat anumite demarcări, anumite mișcări? Zice, nu. Și după aia l-am întrebat apropo de apărare. Zic, cu apărare a lucrat defensiv, eu știu, că sunt anumite, deja sunt jucători de 18 ani mari. N-am lucrat niciodată așa ceva. I-am dat niște exemple. Și atunci, tu când îl iei de la junior la prima echipă, tu nu mai ai timp, apropo, de ce s-a întâmplat cu băiatul meu. Cu toate că a avut niște antrenori care au lucrat, că eu am văzut ce a lucrat el. Numai că, în fine, au fost alte probleme. Dar atâta timp cât tu nu lucrezi ce trebuie, îți e foarte greu la prima echipă. De-aia sunt aduși atâția jucători de afară, poate modești, dar care, nu știu, totuși au o altă educație. Un ABC. Da. Și aici noi suferim mult. Cu Tudoran ce a lucrat? Că asta vreau să mai întreb. Că acum te nu știu, mi-a vorbit frumos era... de Dinu. La pregătirea a fost una foarte ok, din ce am înțeles. S-au întors la Slatina. Am înțeles că și acolo antrenamentele au fost antrenamente frumoase, însă ți-am zis, la un moment dat ceva s-a întâmplat acolo și cel care a cedat a fost el. Nu Tudoran. Știu. Adică știu, dar nu vreau să vorbesc, te-am spus, pentru că nu da, dezgrob morții acum, nu mai are rost. Mulțumesc mult de tot, Florin Motruc, pentru prezența în dimineața asta. Cu drag. Multă baftă și multă sănătate. Sper să ne mai vedem. Ne reîntâlnim, da. Vacanță mulțumesc plăcută frumos. În continuare. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit în această dimineață. Ne revedem mâine la 91 minut la GSP Live. Nu uitați însă peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună pe mâine.